Elevii suceveni au făcut o figură frumoasă în cadrul concursului pluridisciplinar matematică și informatică ProSoft End, desfășurat la Piatra Neamț în perioada 1-4 martie. Competiția a adunat 70 de elevi și 15 profesori însoțitori din România, 8 elevi și 2 profesori din Italia, 15 elevi și 3 profesori din Republica Moldova. Alexandru Moroșan, din clasa 12 de la Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei, a participat la proba de programare, adjudecându-și locul al treilea. Elevul a fost îndrumat de profesor Suzana Șestac. De asemenea, Rareș Aurel Poinaru a obținut premiul al treilea la proba de matematică. Elevul este clasa a noua la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, fiind coordonat de profesor Cristian Amorăriței. Tot la proba de matematică, Șerban Orza, de la clasa 12-a, coordonat de profesor Marius Marchitan, de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, a obținut locul al doilea. La proba pe echipe interdisciplinară matematică și informatică, echipa județului s-a clasat pe locul al patrulea. Concursul interdisciplinar ProSoft End a fost structurat pe următoarele probe: interdisciplinară matematică plus informatică, programare, matematică, soft educațional, pagini web. La proba de programare a mai participat elevul Luigi Beniamin Bursuc, clasa 9-a, de la Liceul Teoretic Philadelphia Suceava, îndrumat de profesor Daniela Narcisa Ștefănescu și profesor Tiberiu Ioan Buliga.